Actorul Nae Lăzărescu va fi înmormântat astăzi la Focșani în prezența a sute de persoane. Nume mare ale teatrului românesc îl vor conduce pe ultimul drum pe cel care a lăsat un gol imens pe scena teatrului Constantin Tănase. Maria Toader este la Focșani, acolo unde va fi înmormântat actorul. Maria. Bun găsit tuturor, ne aflăm la cimitirul nordic din orașul Focșani, unde în aproape o oră urmează să fie mormântat actorul Nae Lăzărescu. Ne aflăm deja în mijlocul admiratorilor, să-i vorbim de peste 100 de oameni care au venit deja aici la cimitir să aștepte cortegiul funerar, care va ajunge în aproximativ 45 de minute. În momentul de față are loc slujba de înmormântare și de veșnică pomenire a maestrului la Biserica Ioan Botezătorul din centrul orașului Focșani. Era un om cald, un om inteligent. Dispariția lui este o mare pierdere pentru teatrul românesc. Pentru aceasta am venit aici, spun majoritatea oamenilor, să-i aducem un ultim omagiu maestrului care întotdeauna ne-a adus zâmbetul pe buze. Mulțumesc frumos, Maria!